Bună seara! Au trecut aproape 3 săptămâni de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor, dar oamenii dragi lui continuă să fie implicați în tot felul de scandaluri. De data aceasta este vorba de doamna Rodica Cârstea, o fostă angajată România Mare, care le aduce acuzații grave fetelor tribunului și este extrem de nemulțumită de tot ce au făcut tinerele după moartea tatălui lor. Lidia Vadim, oameni buni, Lidia Vadim Tudor spune însă că ea și sora ei nu au greșit cu absolut nimic și este gata să răspundă acuzațiilor, așa că în această seară vor fi față în față. Dar înainte să intrăm în direct cu Lidia Vadim Tudor, vreau să-i spunem bună seara fostei angajate România Mare, Rodica Cârstea, așa că o invităm alături de noi și imediat va fi față în față cu Lidia Vadim Tudor. Așadar, bună seara, doamna Rodica Cârstea! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Sărut mâna! Haideți să luăm un loc pe canapea și să vorbim despre acest subiect, pentru că se pare că lucrurile, în loc să se liniștească după moartea lui Corneliu Vadim Tudor, se pare că încep ușor-ușor să se agite treburile. Da. Ați fost angajată la România Mare cât timp? La Tricolorul, nu la România la Mare. La Tricolorul, cât timp? Da. Ultima oară, 3 ani și ceva. Și am înțeles că sunteți foarte supărate pe fetele lui Corneliu Vadim Tudor. Sunt supărată și, cum să vă spun, sunt supărată pentru că m-au lăsat, pentru modul cum au făcut desfacerea de contract, practic. Adică? Adică au venit, au anunțat, rămâne, nu-i nominalizez acum, a spus XYZ, cine rămâne, da? XYZ, și restul la revedere. Și asta a fost, la revedere. Pe 25 ne-au dat salariile și asta a fost tot. Deci da, eu sunt supărată pentru că am nevoie de vechime și de șomaj, nu cer nimic altceva de la ele. Da, da, vă dați seama, sunt două fete care se confruntă dintr-o dată cu dispariția tatălui, tatăl care ținea România Mare și Tricolorul, nu? Și fac aceste restructurări, iar dumneavoastră, practic, le reproșați că nu au continuat contractul, nu? Nu. Dar... Nu, trebuiau să-mi dea ce mi se cuvine. Adică au falimentat ziarul, da? E în faliment Tricolorul. Nu mai merge mai departe, nu mai poate să meargă. Nu e normal atunci când dai angajații afară să le ofer condiții minime, adică vechimea, cartea de muncă, și șomajul. Dar dumneavoastră ați văzut că fetele au spus foarte sincer, foarte deschis aici la emisiune și au zis, domne, nu avem posibilități, nu avem posibilități să, tocmai de asta, își vând mașina ca să poată să țină România Mare. Au făcut tot felul de restructurări, de reduceri ca să poată să supraviețuiască la urma urmei. Și eu ce să fac? Eu în acest moment n-am niciun venit. Da? Da? Da, ele așa vor să-și managerieze afacerea, dumneavoastră? Păi, pun, nu le reproșez nimic decât eu îmi doresc drepturile mele, da? Nu vreau nimic de la ele. Bun. Ele au cerut ajutor la toată lumea, da? De 3 săptămâni tot cer ajutoare de peste ajutoare. Li se dau. Dar eu ce, nu, eu de ce pot să fac? Că li se dau? Pentru că sunt niște fete care, uitați, o să sau vorbim nu și li se cu, dau, nu o să știu, vorbim și cu Lidia imediat și o să aflați dacă a primit bani de la Nigră 2 din America și câți bani a primit, o să vorbim dar imediat eu nu vreau și cu Lidia. Niciun ban de la ele decât ceea ce mi se cuvine legal. Să ne înțelegem. Nu vreau nimic. Lidia, vreau să o salut pe Lidia întâi de toate și da. Imediat vorbim. Da. Bună seara, Lidia. Bună seara! Bună seara! Alături de mine este doamna Rodica Cârstea, o femeie care zice că nu are de fapt nimic personal cu voi două, nu? Nu, n-am nimic. Doar că își dorește drepturile pentru că s-a terminat povestea cu Tricolorul. Din câte știu eu de la tine, povestea cu Tricolorul s-a terminat pentru că nu mai putea să o susțineți financiar. Tu poți să ne spui mai multe, nu? Da, exact așa s-a întâmplat. Tricolorul mânca, ca să spun așa, foarte mulți bani pe săptămână pentru că era un cotidian. Erau foarte mulți angajați. Și normal că după moartea tatălui meu, nemai putând continua cu Tricolorul, am făcut anumite restructurări. Doamna Rodica, nu e nimic nefiresc până aici, nu? Nu. Dar? Mai departe. Dar mai departe. Mai departe. Doresc vechimea muncă și șomajul. E foarte simplu. Da, eu nu știu ce mi se pare. Că o să se rezolve, nu, nu Lidia? Nu se rezolvă. Se pare că nu se rezolvă. Sau cum stau lucrurile? Eu i-am transmis Lidiei prin Dan Claudiu Tănăsescu. Da. Pentru că am vrut să vorbesc personal cu ea, dar n-a venit, da? Dar vă dați seama că e o fată care nu trebuie să gestioneze... Nu știu când să vorbiți personal cu mine și nu m-ați găsit. Pe 25, când ne-au fost date salariile pe luna septembrie, a venit Dan Claudiu Tănăsescu și a zis că vă reprezintă. Și atunci eu am vorbit cu Dan Claudiu Tănăsescu și a spus nu are rost să facem publică această chestiune, haideți să o rezolvăm amiabil. Și domnul Tănăsescu a vorbit cu ea, l-am sunat după câteva zile și mi-a zis că dau din numeri și că... Da, da, fetele da. Abia au trecut 2 săptămâni, 3 săptămâni de la moartea tatălui lor. Trei săptămâni. Sigur. Îmi pare se foarte fac, rău, mai ales și... că eu l-am apreciat pe Vadim. Da, adică și încearcă să gestioneze problema asta și povestea asta. Te rog, Lidia. Și acum eu ce să fac? Da, o să vă rog un lucru. Te rog, Lidia, nu, vreau să vorbim ca să lămurim de asta zic. Da.
Da, o să vă rog un lucru. În primul rând, acest Vadim despre care vorbiți dumneavoastră este cel care v-a dat o pâine timp de 3 ani de zile, cum spuneți. Deci, da, măcar un minim de respect aștept la dumneavoastră. Minim. Deci este domnul Vadim pentru dumneavoastră și pentru ceilalți. Nu, un om după ce moare este Vadim, da? El este poet, este tribun, se poate vorbi fără domnule. Nu se mai spune domnule după ce moare. Doamna, acesta este respectul dumneavoastră. Nu, respect foarte mult pe Vadim. Îmi pare rău că n-ați moștenit calitățile tatălui dumneavoastră. Asta e. Asta nu sunteți dumneavoastră în măsură să spuneți. Ba da, sunt în măsură, normal că sunt în măsură. Eu vreau să vorbim despre lucrul acesta pentru că vreau să vă spun, Lidia Vadim Tudor s-a văzut acum nevoită să rezolve toate problemele lăsate de dispariția tatălui lor. E greu, mai ales că Vadim le-a protejat foarte mult. Și e foarte greu să te trezești la vârsta asta cu totul pe capul tău. Eu înțeleg perfect asta. Păi, și unde au greșit? Că eu nu înțeleg la asta, vă zic. Adică în modul cum au dat afară. În momentul când dai afară pe cineva, dar ce suntem copii? Nu lucrați în asta? Dacă vă dai afară mâine la ProTV, nu cere șomaj și vechimea muncă sau cum? Știți că există un contract și există niște legi. Normal că dacă te dă de afară, beneficiezi de drepturile pe care ți le dau și eu. Și credeți că Lidia nu o să ofere? Adică nu se întâmplă mai departe lucrul acesta? Da, nu se întâmplă. De cred ce? Că nu. Păi pentru că așa mi-a spus domnul Tărăsescu, că dau din numeri, să mă duc să-mi caut drepturile. Și asta fac. Și puteți să le căutați în instanță. Păi în instanță, sigur că da. Bun, Lidia, hai să vedem cum s-au luat lucrurile. Știi cum s-au și răstogolit așa. Tu ai spus una, vă dați seama, a dispărut tatăl lor de 3 săptămâni și acum numai cu asta nu stăteau pe cap. Bineînțeles, dar și eu ce să fac? Da. Ce să fac? Păi uite, putem vorbi cu ele, că mie mi se pare că Lidia e o fată care gestionează cât se poate de bine problema asta. Adică încearcă săraca de ea să țină unit familia, să rezolve problemele. Hai să vedem, Lidia, spune-ne, te rog. Păi vreau să întreb, din câte am înțeles, dânsa își caută aceleași drepturi și la cei de la Agerpres, nu? Da, acolo e altă situație. De ce e în litigiu? De ce sunt în litigiu? Pentru instigare la nesubordonarea salariaților. Adică a fost o chestie comunistă, era... Ce să văd? Habar n-ai. În 91 era altă situație. E o chestie politică la mijloc și dosarul este la CEDO. Îmi pare foarte rău. Dar e cu totul și cu totul altceva. N-am făcut adică, absolut Lidia, nimic. Tu ce vrei să spui, Lidia? Că doamna Rodica Cristea mai are probleme și cu alte companii? Și cu alte instituții de presă. Unde a fost angajată, nu? Cu Agerpresul, da. Bun. Da, cu Agerpresul e o altă chestie. Adică nici nu se compară. E cu totul și cu totul altceva. Da, noi nu vrem să știți cum e. Problemele astea probabil de-a lungul timpului se rezolvă. Ideea e că, Lidia, tu cum vezi problema asta să se rezolve? Pentru că războiul ăsta... La 3 săptămâni pornit așa, după dispariția tatălui. Dar nu e un război, se rezolvă foarte simplu. Plătește ce mi se cuvine și cu asta se încheie orice conflict. Ce e așa complicat? Da, deci eu nu duc războaie la televizor și nu am de gând să vorbesc cu doamna Cârstea prin intermediul televizorului, pentru că asta nu este o cale. Îmi pare rău, eu am adică oferit altă cale. Să ne spălăm și rufele aici în față, exact, sincer. Eu am oferit altă cale, dar am fost refuzată. Da, vreau să vă întreb ce... De mine nu ați fost refuzată. Domnul de mine Tănesescu, personal, eu... Nu. Eu nu sunt domnul Tănesescu, sunt femeie, după cum vedeți, mă numesc Lidia. Lăsați că sunt mulți care zic cu numele, vorbesc cu numele. Păi nu, vine și ajută la ziar, dânsul face, le ajută acum și mi-a zis că dânsul reprezintă. Da, vă dați seama că acum sunt multe persoane care pot să zică vrute și nevrute. Nu, chiar e numai dânsul acolo, nu. Păi da, dar... Știți dumneavoastră? Păi cel puțin așa a fost cât am fost eu. Eu nu știu cât ați fost dumneavoastră, o zi? Păi o zi pe 25, da? Și până am vorbit cu domnul Tănesescu la telefon, da? Așa, și puteți să vorbiți cu mine direct. Eu sunt redactorul șef al acestei publicații. Vreau ce mi se cuvine, deci nu vreau nimic. Da. Nimic, nu vreau de la voi nimic, absolut. Decât vechimea muncă și șomajul, atâta tot. Pentru că mai am un an de zile până la pensie și mi-e foarte greu să pierd acești ani. Lidia, vreau să te întreb, tu cunoșteai pe doamna Cârstea înainte de această poveste? Din câte știu eu, doamna Cârstea a venit în birou la tatăl meu acum 3 ani de zile, cred. Cu un cățeluș în brațe, care era foarte bolnav. Tatăl meu s-a oferit să îi plătească tratamentul pentru acest cățel. Cățelul a fost operat. Am plătit 4.000 de lei la veterinar, tot tratamentul acestui cățel. Și dânsa a rămas aici să muncească, pentru că a spus că nu are ce mânca, nu are cu ce să își întrețină cățelul, nu are cu ce să, nu are ce să mănânce. E adevărat. E adevărat. Așa, Lidia, zi mai departe. Așa, și a rămas aici, la ziarul Tricolorul, unde nu făcea altceva decât să copieze horoscopul de pe internet și să-l bage în ziar. Atâta tot.
Doamna adevărat. Cristian nu a făcut nici muncă de culegere, nici corectură. Să vorbiți, pentru că habar n-aveți ce se întâmplă acolo. Îmi pare foarte rău. Credeți-mă că știu dar până acum n-a știut. La tricolor n-a venit odată. Eu n-am nici l-am cunoscut-o. Doamnă, dacă dumneavoastră în primul rând că nu a fost așa cu angajarea. Asta nu înseamnă că nu știa ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că nu știam ce se întâmplă. Da, bineînțeles. Dar e adevărat că așa ați ajuns la Corneliu Vadim Tudor? Nu, eu pe Vadim îl cunosc din 82. E adevărat că m-am dus la el și i-am cerut de, i-am spus că vreau să lucrez. Era acolo fosta secretară, Cristina. Era de față când m-am dus. E adevărat că eram cu cățelul, dar cățelul pe vremea era sănătos, da? Și Vadim mi-a spus, vii de mâine la serviciu, te ajut cu orice, da? Mai mult decât atât. Vreau să vă spun că Vadim a fost un om extraordinar, da? După 3 zile m-a chemat la el și mi-a dat jumătate din salariu. Deci că probabil nu ai bani. Mie muriseră toți. Deci cu domnul Corneliu Vadim Tudor a fost un om extraordinar. Extraordinar. Spune. Nu am și ce să spun. Înseamnă că fetele, de ce credeți că nu-l moștenesc? Și pe urmă m-a ajutat și cu cățelul, adevărat, când l-a operat, dar nu m-am dus să-mi-l opereze el. Eu m-am dus să-i cer jumătate din salariu, să-i fac remeneu. Atât. Lidia, deci povestea e în felul următor. Spui că doamna Rodica nu face altceva decât să agite spiritele, total inutil, nu? Iar dacă își dorește dreptate, să meargă în instanță sau cum oricum merg în instanță, da. Dânsa poate face exact ce dorește, ce a făcut și la Ager Press, poate să facă ce, și aici. E, lasă ironiile, pentru că nu ești în măsură. În primul rând, nici, cred că nu erai născută în perioada doamnă, aceea. Eu îmi pare foarte rău. Nu ești în măsură să vorbești despre Ager Press. Acolo este un mare scandal. Eu nu mă cert cu dumneavoastră la televizor, cum îți permis să spui de Ager Press când acolo este... Haideți să terminăm cu Ager Press sau de Ager Press, nu vorbim despre asta. Nu se poate, dar mi-i permis. Bun. Doamnă, eu am fost educată altfel, nu mă cer cu dumneavoastră la televizor. Foarte prost, foarte bine, asta nu sunteți dumneavoastră în măsură să judecați. Foarte prost, să-i ziceți că l-ați respectat pe tatăl ei. Dar era pe Vadim, dar Vadim nu avea timp să stea cu fetele prea mult, din păcate. Era foarte ocupat. Eu nu mă cert cu dumneavoastră la televizor, doamnă. Da? Bun. Eu nu-mi spăl rufele în public. Nu fac asta. Lidia, o să vorbim imediat despre acest lucru. Ai vorbit despre... a venit vorba despre animale, despre căței. Știu că voi aveți în continuare grijă de un adăpost foarte mare și știu că pentru cei care vor să vă ajute pentru România Mare, că nu vă e ușor, pentru adăpostul de cățeluși, noi avem un cont afișat pe ecran și un cont care practic încercăm să îl afișăm și să-l vadă oamenii pentru cei care vor să vă dea o mână de ajutor, pentru că iată, după 3 săptămâni apar tot felul de probleme și sunt convins că aveți nevoie de ajutor. Da, într-adevăr, a rămas adăpostul din Pantelimon. Au fost adoptați câțiva cățeluși, dar au rămas încă câteva zeci. Bun, conturile sunt afișate pe ecran pentru cei care vor să vă dea o mână de ajutor. O să vorbim cu tine despre un lucru, pentru că în presă s-a vorbit că Nic Rădoi a trimis o sumă destul de mare familiei și vreau să te întreb dacă e adevărat sau nu, pentru că în presă apar foarte multe lucruri, iar pe tine te văd ca o femeie extrem de deschisă și hotărâtă să spui lucrurilor pe nume. Da, uite, hai să-ți povestesc. Vineri am fost contactată de Andreea Antonescu, care mi-a spus că are o sumă de bani din partea domnului Nic Rădoi să ne ofere, doar că ea nu e în București și am mandatat-o pe prietene de ei să-mi dea această sumă de bani. Andreea Antonescu, cântăreața, da? Cântăreața, da. Da. M-am întâlnit cu prietena ei, care mi-a dat $2000, cu care vroiam să plătesc din datoria de la tipografie, deși, bineînțeles că față de datoria de 50.000 de lei pe care o avem, era o sumă foarte mică, dar vroiam să mai sting puțin din această datorie. Bine că nu am folosit acești bani, pentru că vineri seara am primit un mesaj de la această fată de la care am luat banii, care mi-a spus că trebuie să-i dau înapoi, pentru că vor fi folosiți, acești bani erau destinați unui caz umanitar de la o altă emisiune, de la o altă televiziune și că măcar să dau $1000 înapoi. Incredibil. M-a sunat milionarul Nic Rădoi, adică... Nu știu, asta a făcut această fată, eu n-am vorbit cu domnul Nic Rădoi. Da, poate sâmbătă, el nici nu știe, ai dreptate. Nu știu, sâmbătă m-a sunat din nou această fată, eu eram la cimitir, i-am spus că nu pot vorbi și mi-a spus că trebuie neapărat să aduc banii înapoi, că s-a creat o neînțelegere și că ea nu știa cum era împărțeala acestor bani. I-am spus să mă lase că sunt la cimitir și de efectiv nu puteam vorbi de acolo. Și i-am spus că sigur, voi veni cu banii înapoi și mi-a zis că neapărat luni să vin cu banii. Astăzi m-am prezentat la ea cu banii. Mi-a spus inițial că nu sunt compleți, că sunt $900 în loc de 1000, am pus-o să-i numere în fața mea, i-a numărat în fața mea și era $1000. Incredibil. Și eu am spus că și ceilalți $1000 îi voi dona unui caz umanitar de la aceeași televiziune unde erau destinați și ceilalți bani.
Și asta voi face. Incredibil. Da, nu știm dacă povestea asta, ai dreptate, poate Nigră 2 habar nu are de așa ceva. Nu știu, eu n-am vorbit cu dumnealui, nu știu. Da, e incredibil. Deci ajutorul din partea lui Nigră 2 a fost de 2000 de dolari, bani care au ajuns prin Andreea Antonescu la o prietenă care ți-a trimis ție, iar apoi ți-au cerut înapoi măcar jumătate pentru un caz social de la o altă emisiune, o altă televiziune. Sper că nu din invidie, pentru că tu vorbești cu noi. Nu știu. Asta nu știu, dar eu îi voi dona pe toți. Da, eu vorbesc cu oricine mă contactează, Cătălin, deci nu cred că există cineva din presă care să mă fi sunat și să nu fi acordat vreun interviu. Foarte interesant. O să vreau să mergem puțin, Lidia, să te rog să rămâi cu noi. Mergem și la Constanța, acolo se află Miron Cosma, omul care a zis că de fiecare dată când apare ceva vrea să sară în apărarea familiei. Văd că v-ați dat așa ochii peste cap când ați auzit de Miron Cosma, nu? Nu, n-am nimic cu Miron Cosma. Bună seara, domnul Cosma! Bună seara dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Da. Domnul Miron Cosma este la Constanța. Ați văzut povestea aceasta din sânul ziarului, ca să zic așa, România Mare și Tricolorul. Dumneavoastră, cum vedeți problema și vă deranjează că doamna Rodica Cârstea i-a răspuns în felul în care i-a răspuns Lidiei sau vi se pare că lucrurile trebuie să stea altfel? Deci eu rămân stupefiat despre faptul că o doamnă cu atâta experiență care vorbea de faptul că nici măcar nu era născută Lidia pe vremea când doamna avea un incident în presă, este efectiv stupefiantă în situația pe care o prezintă, în ideea că nu este coerentă deloc. Ba vrea bani, ba nu vrea bani, ba știu eu, vrea experiență, vrea vechime, ba vrea nu știu ce vrea, efectiv. Și o felicit pe Lidia pentru curajul și pentru faptul că are această demnitate și autoritate, aș putea spune, de a prezenta lucrurile așa cum sunt ele. Eu i-aș pune o întrebare retorică distinsei doamne. Dacă ar fi în locul lui Lidia, ce ar face? Și dacă ar fi Lidia în locul meu, ce ar face? Dacă ar fi Lidia în locul dumneavoastră, că ar fi mult mai lucidă, pentru că, stimată doamnă, adică dumneavoastră spuneți aici că nu vreți bani. V-am auzit când a spus că nu vreți bani, dar dumneavoastră de fapt vreți bani. Nu vreau niciun bani. De unde a scos-o că vreau bani? Păi cum înainte spuneați că vreți banii pe aia, pe aia, pe cealaltă? Ați invocat tot felul de motive stupide pentru bani. Ba, eu sunt atent de la începutul emisiunii și chiar vă urmăresc cu atenție. Păi vedeți, dumneavoastră nu sunteți coerentă nici măcar acum. Nici măcar acum cu mine nu sunteți coerentă. Ce bani vreau, domnule? Eu rămân șocat încă o dată, pentru că eu nu știu, spuneți-mi și mie, v-am urmărit la începutul emisiunii, ce vreți dumneavoastră de fapt? Pentru că, repet, eu n-am înțeles nimic din tot ce ați spus. Din punct de vedere legal, nimic altceva. Da? Ce vi se cuvine, stimată doamne? Vechimea, muncă și ca să pot să mă obțin șomajul, atâta tot. Vechimea muncă, cât am lucrat la Tricolorul. Și ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă bani? Asta plătesc taxe la stat, nu la mine. Pe eu nu iau niciun bani. Și Lidia, fata lui Corneliu Vadim Tudor, a zis, domnule, mergeți legal, dați în judecată, faceți toate... Păi, o să fac și asta, da, normal. Da, poate în perioada asta, după tot ce s-a întâmplat cu Corneliu Vadim Tudor, poate familia n-avea mai mult nevoie de sprijin din partea oamenilor care au fost lângă Vadim. Păi nici nu le-au cerut, ne-au spus la revedere, n-a mai vorbit nimeni cu noi, am fost 5 care am fost dați afară și nimeni nu mai vorbește cu noi. O atmosferă cam tristă acolo, vreau să vă spun. Păi e că vedeți parcă eram jumate. Doamne, v-aș mai pune o întrebare. De-a lungul vremii, cam câți bani ați încasat, repet, de la Corneliu Vadim Tudor, care nu este instituție de stat, din câte știu eu? Ce să încasez? Am încasat salariu pentru care am muncit. Banii lui ați încasat, doamne, nu salariu. Da, domnule, n-am nimic cu Corneliu Vadim Tudor. Nu am nimic, din contră, l-am prețuit. Ba da, aveți acum, nu pentru am. Că ați ieșit așa, aveți acum tupeu și curajul să ieșiți împotriva familiei n-am lui Vadim Tudor. N-am nimic cu familia, domnule, dar niște obligații, pe care trebuie să se respecte. Vadim Tudor. N-ați ținut deloc. E, asta și e bună. Și rămân de-a dreptul încă o dată stupefiat că aveți tupeul. Aș putea să spune tupeul când ai să apareți serviciu în fața noastră și să invocați tot felul de motive. Serios? Puierile, stimată ce doamnă. Ce puierile, domnule? Cer drepturile legale care mi se cuvin, care mi-au fost refuzate. Ce e asta? Nu cer niciun ban de la ele. Să-și plătească taxele și eu restul le obțin de la stat. Cum puteți să spuneți așa ceva? De unde, doamnă? Le dai dumneata bani? Dumneata știi și mie că cine îmi dă, domnule, bani? Eu le urmăresc. Adică ele au dreptul să trăiască și doamnă, eu nu sau cum e? Doamnă, fetele astea eu le urmăresc.
De multe ori sunt în situația în care n-au de mâncare și dau de mâncare la câini. Nicio n-am, azi n-am avut bani de pâine, atât care e problema? Și n-am cerut, n-am venit la televizor să cer bani. Lor. Atât de mult iubesc ceea ce a făcut tatăl lor. N-are nicio legătură cu Vadim ce se întâmplă acum, îmi pare foarte rău. Absolut nicio legătură. Vadim rămâne, Vadim a fost un fenomen. Pentru că este și sunt banii lui Corneliu Vadim, stimate, doamne. Nu ai dumitale și nici ai altora. Nu, sunt taxele care trebuiau plătite la stat, domnul Cosma. Că nu ești pe vremea lui Ceaușescu. Doamne, nu mai ești pe vremea capii comunismului exacerbat. Ce exacerbat, domnule? Nu plătești taxele la stat, munca la negru, nu se pedepsește sau cum e? Private. Dacă nu știi ce înseamnă proprietate privată, du-te, doamne, la horoscop. Mai departe. Ce horoscop. Penibil. Ce horoscop, dar nu făceam eu horoscop. Cine e penibil, domnul Cosma sau de ce? Da, sau domnul Cosma și ce de să ce susține? Ziceți? Pentru că e un om care susține familia. Păi o susține, dar nu așa, nu cunoaște, nu mă cunoaște, nu știu despre ce e vorba, cum poate să spună una din el încearcă să spună niște lucruri că doamne, nu-i cer nimic, nu-i cer nimic de ce ce mi se cuvine. 10 minute să vă cunosc destul. Da, bine. Dacă îmi permiteți, și eu vă cunosc de mult, domnul Cosma. Și scuzați-mi expresia. Nu cred că sunteți în măsură să-mi dați dumneavoastră lecțiile de comportament și de ditate. Uitați că aveți un dosar penale, pare foarte rău. Doamne, fetele alea sunt protejate de mine. Lidia, o să revenim imediat la discuție. Poate ajungeți în beciul de un domnesc din nou. O să revenim la discuție imediat și cu despre Corneliu Vadim Tudor, cu domnul Cosma, cu doamna Rodica Cristea și, bineînțeles, cu Lidia Vadim Tudor. Așadar, continuăm după câteva momente. Rămâneți cu noi. Atmosfera e din ce în ce mai încinsă, se pare.